Fraților, vă salut și încep emoțiile. Da, cel puțin eu am niște emoții foarte, foarte mari, pentru că știu ce înseamnă Steaua, am crescut cu Steaua. Și un meci de genul ăsta e foarte, foarte important. Foarte, foarte încrezător sunt că ne calificăm, dar știi cum e ca în viață, trebuie să pui și binele și rău. Dacă vom fi eliminați, avem toate șansele să ne ducem în grupele Europa League, pentru că jucăm cu LASK Linz, o echipă din Austria, care nu prea îmi spune nimic. Am mai jucat în amical cu ei, am bătut. Bine, nu putem să comparăm un meci amical cu un meci de Europa niciodată. Bă, Sparta Praga e favorită pe hârtie, așa cum a fost și în tur, când a avut 1,44 cotă și auzeam toți haterii de pe lume, da, care dau în echipa care a adus puncte, da, și glorie pentru România, au dat în Steaua în continuu. Vă sparge Sparta, mamă, vă dă handicap, vă dă două, vă dă trei, vă scoate fotbalul din cap. Uite că n-a fost așa. Iar acum are cotă de 2,5 pe Sparta, da? Pe Ghencea, iar noi avem o cotă de 3,40 la victorie. Bă, fraților, și la calificare avem o cotă de 2,20. Și Sparta o cotă de 1,60, dacă nu mă înșel, m-am uitat la cotă, dar vreau să vă spun exact. Da, 1,60, 1,62. Ne arbitrează un danez. Bă, e absolut, absolut incredibil cum ne arbitrează nordici pe noi. Ăia care au cea mai mare ciudă pe români, da? Un arbitru care am înțeles că i-a arbitrat în trecut pe CFR prin Europa, acum câțiva ani de zile. Bă, e sold out, jucăm cu stadionul plin și nu văd cum Sparta ar putea să ne scoată doar prin niște greșeli individuale. Aici mă refer la apărarea noastră. Sperăm ca Târnovanu să fie într-o formă mare. La fel și apărarea, fraților. Bă, a revenit din ce văd pe flash score și vreau să vă spun și vouă. Aici la jucători care nu joacă, nu-l mai văd cu probleme pe Filip Panac de la ei, capitanul lor. Deci capitanul lor e apt, probabil, nu știu, va fi rezervă sau nu. Sparta Praga a câștigat în campionat. Noi am jucat pe 9, ei au jucat pe 10 și au câștigat la Bohemians, fraților. Sparta a fost condusă și a revenit. N-au folosit toți jucătorii titulari în meciul din campionat, dar, bă, au niște jucători foarte, foarte periculoși. Ați văzut și voi, nigerianul ăsta, Olatunji, care ne-a dat și gol, Haraslin, Laci, Tuci, mai mulți, fraților, Birmancevici. Bă, trebuie avut grijă la ăștia, că sunt foarte, foarte periculoși. Echipa de start, cred că o să fie cea din tur. Nu știu, bănuiesc că o să jucăm cu Miculescu. Dar nu asta e problema, fraților. Problema cea mai mare e să ne calificăm. Trebuie să ne așteptăm și la prelungiri și la penaltiuri, pentru că există posibilitatea asta. Dacă se va termina meciul 0-0, mergem în prelungiri. Dacă se va... Orice rezultat de egalitate ne duce în prelungiri, fraților. Eu cred că băieții sunt pregătiți și pentru 120 de minute și pentru penaltiuri. Meciul e pe Pro TV și pe Voio. Bă, fraților, iertăm pe Pro TV. O să ne uităm pe Pro TV, vă dați seama că una e să te uiți la televizor și una e să te uiți pe Facebook sau pe telefon sau mai știu eu pe unde. Dar eu nu pot să trec cu vederea ce a făcut Pro TV, nu o să trec cu vederea niciodată. Au
o bilă neagră mare, mare, din partea mea și din partea suporterilor, vă dați seama. Bine, bă, fraților, cam asta e. Mâine seară, ora 21:30, fierbe Ghencea și sperăm mâine seară să facem așa și să dovedim încă o dată că FCSB este steaua, fraților. Doamne ajută, v-am pupat!